La finele săptămânii trecute s-a desfășurat cea de-a 15-a ediție a manifestării culturale Nopțile Albe ale Galeriilor de Artă. Printre instituțiile care au găzduit acest eveniment s-a numărat și Galeria Națională de Artă Forma din Deva. Cei prezenți la eveniment, pe lângă inspiratele jocuri de lumini și umbre proiectate de către specialiști, au putut admira o expoziție de pictură și grafică semnată de cunoscută artistă locală Doina Reghi și Ionescu. Lucrările distinsei artiste plastice din Deva au prezentat și o bună propagandă pentru promovarea artei vizuale contemporane românești. Expoziția s-a bucurat și de includerea ei în programul Nopțile Albe ale galeriilor. Am dorit neapărat ca prin această expoziție și prin jocul de umbre și lumini care le-am realizat cu ajutorul unor echipe de profesioniști, să promovăm arta românească contemporană, arta vizuală. Pentru această expoziție, care a coincis și cu un frumos moment aniversar din viața plasticienei, respectiv marcarea 5 decenii de activitate pe altarul artei, Doina Reghi și Ionescu a ales o temă generoasă și sensibilă, geneza, cuprinsă într-o constelație personală a artistei. Cele 5 decenii de activitate artistică le-am sărbătorit prin organizarea unei expoziții personale. A devenit o tradiție ca cu ocazia unor evenimente importante din viața mea să-mi organizez de fiecare dată o expoziție. Așa am simțit că pot să-mi răsplătesc oarecum sufletul în primul rând. De această dată am o temă majoră. Compozițiile mele cuprind tema genezei. Este o temă generoasă și m-am axat în special pe prima parte a genezei, și anume asupra creierii luminii și a astrelor. Am plecat de la două concepte importante, și anume lumina și spațiul, și am creat cu ajutorul unor elemente metaforice și cu o puternică încărcătură filozofică, mi-am creat un univers propriu, o constelație personală. Tot cu aceeași ocazie, Doina Reghi și Ionescu a lansat și un catalog aniversar care cuprinde reproducerea ale lucrărilor artistei. În lucrare sunt expuse și viziunile Doinei Reghi și Ionescu despre artă și activitatea sa, precum și aspecte critice, purtând semnături de marcă din domeniu. Am alăturat expoziției și o lansare a unui catalog aniversar, care cuprinde, pe lângă multe ilustrații, și anume reproduceri după o bună parte din lucrările prezente pe Simeze, și o, să zicem, un material critică de artă semnată de doi importanți istorici și critici de artă români, și anume Iulia Mesea și doctor, profesor universitar Cristian Robert Velescu. Și mi-am permis și eu să-mi spun la un moment dat ideile, să mi le expun la începutul catalogului. Deva s-a numărat printre cele 10 localități din țară în care s-au desfășurat evenimente specifice în cadrul celei de-a 15-a ediții a Nopților Albe ale Galeriilor de Artă.